O treime dintre țările membre Schengen fac în continuare verificări la granițe, deși acestea se află în spațiul de liberă circulație. Germania, Slovenia și Italia au cerut prelungirea controalelor, astfel că polițiștii din aceste țări vor fi în alertă până la mijlocul lunii decembrie. 8 state au cerut acordul Comisiei Europene să impună controale în ciuda regulamentului Schengen. Colega mea Maria Moiș ne explică. Bun găsit tuturor! Codul frontierelor Schengen dă statelor voie să introducă temporar controlul în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne din aceste țări. Autoritățile invocă amenințările teroriste, cum a fost și cazul Franței în timpul Olimpiadei sau al Germaniei în timpul Euro 2024. Să știți că moda restricțiilor a apărut în timpul pandemiei pentru a limita atunci libertatea de mișcare. Austria și Germania au cel mai des controle la granițe și pe perioade mai lungi. Germania are control cu Polonia, Elveția, Cehia și Austria. Este deschisă, precum puteți să vedeți pe această hartă, granița spre vest. Acolo nu sunt polițiștii de frontieră care să facă, polițiștii din această țară care să facă controle suplimentare. Să știți că aceste controle, în cazul Germaniei, vor expira abia pe 15 decembrie. Sunt în total 8 țări care fac controle, în ciuda faptului că sunt țări Schengen. De exemplu, în Italia, toată frontiera este protejată până pe 18 decembrie. Această țară este adevărat că se confruntă cu un aflux de migranți din nordul Africii. Și în Franța se fac verificări la graniță în acest moment. Să nu uităm și că se organizează acolo Jocurile Paralimpice în această vară. Schengen pe jumătate se întâmplă și în țările nordice. Danemarca și Suedia aplică verificări suplimentare din cauza amenințărilor teroriste legate de conflictul dintre Israel și Gaza. Cele mai multe motive, să știți însă, că le invocă Austria. Austria se apără de migrația ilegală, de contrabandă, de spionaj, de fraudă cibernetică, inclusiv de războiul din Ucraina. Iar în ce privește aderarea României la spațiul Schengen terestru, oficialii de la București așteaptă rezultatul alegerilor parlamentare din Austria de la final de lună ca semnal pentru ce va urma de acum înainte. Dacă la putere în Austria va veni partidul de extremă dreapta cu un mesaj puternic anti-migranți, atunci șansele ca poziția acestei țări să se schimbe în ce privește România sunt mici. Vom vedea totuși ce se întâmplă la următorul Consiliu Jai din octombrie.